La 24 ianuarie, când românii de pe ambele maluri ale Prutului au sărbătorit împlinirea 159 de ani de la Mica Unire, mai multe localități din raionul Ialoveni și de la nordul țării au semnat simbolic unirea cu România. Astăzi, Igor Dodon a criticat Procuratura Generală, Ministerul de Interne și Serviciul de Informații și Securitate pentru că nu contracarează aceste manifestări. Aceste acțiuni au loc pe fundalul unor campanii fără precedent, desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova, de denigrarea suveranității, independenței și integrității teritoriale Republicii Moldova, de respingerea conceptului de statalitate. Aceste campanii sunt desfășurate deschis și liber în instituțiile publice din localitățile Republicii Moldova, de așa numitele forțe unioniste cu caracter anticonstituțional, scrie Igor Dodon. La rândul lor, primarii localităților vizate îi reamintesc șefului statului de anumite gesturi pe care le-a întreprins în raport cu forțele separatiste. Da, decorarea separatiștilor de la Comrat și Tiraspol cu distincții de stat nu este un atentat la independența Republicii Moldova? Mi-am exprimat niște gânduri, niște, să zic eu, cauze visate de străbunii mei. Să sunt sigur și de străbunii domnului președinte Dodon. Pur și simplu, banii pe care îi gestionează îl obligă să spună viceversa. Dodonul este președintele nostru, este un președinte ales ilegal și el însuși face ca statul nostru, Republica Moldova, să devie un stat captiv, dependent de Rusia. Fiecare care simte românește este în drept moral să semneze asemenea declarații, deoarece sunt declarații semnate din suflet, nu au ca bază ceva rapoarte juridice. Nici intenția lui Igor Dodon de a convoca Consiliul Suprem de Securitate nu-i sperie pe primarii unioniști. Pentru mine, Igor Dodon este un personal din desen animat, care nu are frică nimeni și posibil nici el nu are frică, dar spune și el cele ce îi dictează cineva. Consiliul local reprezintă locuitorii comunelor, parlamentul localităților noastre, unde s-au declarat simbolic referitor acestei declarații de unire. Cu reacția a venit și președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru. Dodon nu s-a speriat de referendumurile organizate în Găgăuzia, nu se teme de pregătirile militare pe care le face Gotr în Transnistria, ci doar de unire. Nu a cerut niciodată pedepsirea celor care ne-au împușcat în 1992 la Nistru, dar este gata să bage la închisoare unioniștii. Din păcate pentru el și din fericire pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, nu prea mai poate face mare lucru odată pornit tăvălugul unirii, scrie Șalaru. Declarația de unire simbolică cu România a fost semnată la 24 ianuarie de mai multe localități, între care Parcova, Fântâna Albă, Feștelița, Opaci, Bardar, Ruseștinoi, Ulmu și Văsieni.